Earth people, wake up. I just want to thank you. În ultimul timp am pus cap la cap o mulțime de lucruri. Știu o mulțime de lucruri și știu resorturile unor întâmplări pe care le vedem, dar nu înțelegem cum am ajuns aici. Știu multe despre ce se întâmplă în zilele acestea. De aceea am zis că dacă unii astăzi mă provoacă să vorbesc, sunt convinsă că tot ei vor dori să tacă. De la bombă sexy, Elena Udrea se transformă într-o bombă cu ceas pentru partidul Iohannis. Simțind că poate ajunge în ghearele DNA, politicianul de suflet al lui Traian Băsescu îi amenință pe foștii colegi peteliș că spune ce știe. Dosarul retrocedărilor. Aici, schema îmbogățirilor pe filiera Gheorghe Stelian, Alina Bica, Crinuța Dumitrean, Dorin Cocoș este pusă de Udrea pe umerii guvernului Boc. În vremea în care făceam parte din guvernul Boc, am semnalat și colegilor din partid și instituțiilor că acolo se vorbește foarte mult că acolo se întâmplă fapte de corupție legat de președinta ANRP-ului. Erau lucruri pe care eu le auzisem. La vremea aceea, cumva reacția instituțiilor și a colegilor a fost că eu mă înșel și că lucrurile sunt ok. Se dovedește după 3 ani că am avut dreptate. De ce s-ar trezi doamna Udrea și să dea vina pe dumneavoastră? Întrebați pe doamna Udrea și pe domnul Boc. Pe mine nu m-ai informat, dar se copiscă nici pe domnul Boc. Dosarul EADS. Udrea a aruncat bomba încă din campanie. Cei de la acele tac, titic, pentru că așteaptă toți înfricoșați dosarul EADS și speră să n-apară în campanie. Nu i-a auzit spunând nimic despre ce se întâmplă în acest moment, pentru că știu foarte bine că nu ei sunt cei care pot ridica piatra. Nu am informații din dosare, eu nu primesc stenograme. Dar e dintr-o perioadă în care ministerele implicate în proces erau conduse de lideri ai ACL-ului. La scurt timp apar stenograme din dosarul EADS, unde un denunțător îl acuză pe Vasile Blaga că a primit o șpagă de 80.000 de euro. În august 2004, Claudiu Florică s-a întâlnit cu Vasile Blaga și a dat acestuia 80.000 de euro pentru susținerea PD în campania electorală, solicitându-i sprijinul în cazul în care PD va câștiga alegerile pentru a proteja contractele controlate de Claudiu Florică, respectiv SISF și Microsoft, și introducerea firmei FSC în contractul SEI, de unde Claudiu Florică fusese înlăturat. La acel moment, Vasile Blaga a negat totul, dar dosarul nu fusese încă detonat în totalitate. Dacă o credem pe Codruța Chioveși, detonarea finală va avea loc în curând. Dosarul ALRO are o altă poveste despre care Udrea știe detalii. Acolo, un important lider al actualului PNL, care a absorbit PDL-ul, ar putea avea probleme. Deci, îl va primi Stolojan undeva într-un salon frumos de protocol, tot la ora 13. La ora 13 la Stolojan, am înțeles. Dar nu la el în birou, o să desun să spun unde discutăm. De principiu, la ora 13 să fiți acolo, nu în biroul ăla meschin al lui. O să-l primească undeva jos într-un salon de protocol. Da, într-un salon de protocol. Am înțeles, altceva noutăți? E în derulare acum. Să se deruleze, că m-am plictisit de când se derulează. Vroiam să ne vedem și noi cu ei. Oricum o să ne vedem înainte, dar nu știu exact, cred că vineri pe la 11 dimineața. Bun, poate ne vedem pe la 12-13, dar neapărat, că vineri nu e colega mea aici și zice ea că ar vrea să... Din interceptările de ICOT, care au văzut lumina tiparului, rezultă că domnul Cocoș avea un soi de birou de intermediere pentru rușii de la ALRO, care trebuiau să ajungă la o negociere cu Teodor Stolojan, pe atunci consiliere prezidențial, acum europarlamentar al partidului Iohannis Blaga. Earth people, wake up! I just wanna thank you! And you can tell everybody.